toți, renunțând la orice lucru ce nu-ți este de folos. Orice vei vedea în viață, să nu judeci tu întâi, ca nu cumva mai la urmă de rușine să rămâi. Să te uiți întâi la tine, dragul meu, să te întreb oare-i place lui Dumnezeu, să te întreb oare-i place ce vrei să faci, unde nu-i place stai la loc. Așa spune azi cuvântul către orice ființă. Moștenirea se primește numai dacă ai credință. Nu vorbim chip ușuratic, nici când aproape uităm, numai cu Duhul blândeței, ca să-i placi lui Dumnezeu. Să te uiți întâi la tine, dragul meu, să te întreb oare-i place lui Dumnezeu, să te întreb oare-i place ce vrei să faci, unde nu-i place stai la locul tău și și soarele la miază, strălucind și vale tău cuvânt. Dacă astăzi în viață tu îl ai pe Duhul Sfânt, nu dori nici când în viață să faci rău la cineva, căci dacă face vei bine, răul vine în viața ta. Să te uiți întâi la tine, dragul meu, să te întrebi oare-i place lui Dumnezeu, să te întrebi oare-i place ce vrei să faci, unde nu-i place stai la locul tău și judecă orice cuvinte care-ți pot ieși din gură, căci vorbind în multe feluri poți strâni în jurul țură. Caută ca în orice vreme să rămâi ascultător, iar cuvântul tău servească drept un leac alinător. Să te uiți întâi la